E o dramă mare ce ți se întâmplă, e, nu știu, poate una dintre cele mai mari drame pe care le poate trăi un om și totuși tu ai, ai avut zâmbetul pe buze și l-ai în continuare. Stai liniștită. Ce faci? Cum ești tu? Acum. Da. Mult mai bine decât mă așteptam. Mult mai bine decât te așteptam. Adică, realmente încep să cred că de undeva de acolo, de sus, sper, că ni se dă o anumită putere fără de care n-am putea să ducem. Adică, pe mine, dacă m-ar fi întrebat cineva, nu dacă m-ar fi întrebat, chiar am fost întrebată, mergeam la psiholog acum câțiva ani și fiind o fire dependentă, având o relație extrem de strânsă cu mama, mai ales, m-a întrebat ce o să fac când nu o să mai fie. Și la mine răspunsul era simplu. Păi mă sinucid. Adică eu atât vedeam până nu acolo. Nu vedeai viața fără pentru mama ta? Foarte... Îți spunem și noi condoleanțe. Pentru că mama ta s-a stins undeva în luna aprilie. A doua zi de Paște. A doua zi de Paște, în plină pandemie, să spunem așa, niște condiții în care nici nimeni pe planeta asta nu și-ar dori să piardă pe cineva, pentru că este imposibil să participi la mormântare în număr mai mare, sunt oameni care poate vor să vină acolo și toată această nebunie care s-a creat în jurul acestei pandemii și datorită acestei pandemii, din cauza pandemiei, a creat o imposibilitate de a merge să-ți vizitezi, nu știu, să mergi la, în cimitir, să mergi... Cum a fost perioada aia pentru voi? O perioadă cu multe restricții. Păi primul lucru pe care l-am simțit ca pandemie, să spun, a fost faptul că imediat ce au plecat cei de la smurt constatând decesul, a trebuit să sun la pompe funebre. Am avut niște oameni în jurul meu că eu n-am putut să gestionez nimic. Da, ai spus și pe Facebook că am nevoie de un adult. Te simțeai un copil. A fost singurul lucru care mi-a venit în cap. Oricum am vrut să o sun pe maică-mea să-i spun ce s-a întâmplat. Adică eu aș suna să zic, bă, uite ce se întâmplă. De fapt am vrut, am sunat, dar n-a răspuns nimeni. Și i-am chemat pe cei de la pompe funebre, care au venit destul de repede, însă mi-au spus că nu au cum să o ia pe mama din casă, pentru că sunt, nu, cel puțin nu pe talon de pensie, nu știam ce înseamnă asta, pentru că sunt închise casele de pensie pe perioada de pandemie și că doar dacă plătesc cu banii jos. În momentul în care m-am uitat la ei și le-am spus, eu am 300 de lei toți banii. Incredibil. Puteți să plecați liniștiți. S-o mai lăsați un pic că... Și ai, cât ar fi fost suma? Cât ți-au cerut? Ca să o poată transporta de acolo, de acasă, unde? Să o ducă către... Nu știu, pentru ce se face? Pentru de sfumare, pentru... constatare, deces? Nu... Da. Nu știu că eu n-am văzut-o pe mama. Eu nu am intrat în casă, am stat după colțul blocului în momentul în care... Ai refuzat efectiv să accepti? Iese într-un sac, nu știu, scoate într-un sac. Nu... E diferit, într-adevăr. N-ai putut să vezi acel... Nu. Acel moment. Ca să nu rămâi probabil cu acea imagine. Ai preferat să păstrezi imaginea exact. Mamitale curată. Și se spune că niciodată nu suntem pregătiți în momentul în care pleacă cineva drag din viața noastră. Dar nu eram pregătită pentru că vorbisem cu ea seara. Ai spus la 12 și 7 minute. E ultimul apel cu Hristos a înviat, te iubesc. Și a doua zi nu am mai răspuns. Asta zic. Adică nu ți-a dat semne că ea nu mai poate lupta cu această boală necruțătoare, că... Nu. Și trecuseră niște ani încât mă obișnuisem cu ideea de boală. A fost diagnosticată în 2011. În 9 ani încep să crezi că o duce la nesfârșit, de fapt. Și dintr-o dată se întâmplă să renunțe. Da. E ceva ce își dorea foarte mult să facă mama ta și nu a mai apucat să facă. Să zic că am văzut-o pe ecran. Pentru ea, personal, nu cred că mai existau dorințe. De foarte mulți ani, toate dorințele mamei erau în ceea ce mă privește pe mine. Asta zic, în legătură cu tine, dacă își mai dorea ceva pentru tine și să te vadă cumva. Își dorea, în mod ciudat, o să spun asta, își dorea mult să nu mă schimb, pentru că am fost un copil problemă mai toată viața, dar în modul meu de a fi copil problemă și dezinhibată și nebună și nehotărâtă și în toate defectele la un loc, pentru mama creau niște calități. Adică primul număr de la Ai Umor, pe care mai orice părinte l-ar fi criticat,
Maica mea a fost super entuziasmat. A fost primul om pe care l-am sunat, unul la mână, când am intrat în platou. De 7 ore am sunat-o în ziua aia, că îmi spuneau cei când am fost acum că, băi, ai vorbit non-stop cu mama ta. Cum am ieșit din platou și când am văzut prima oară numărul la telefon, eram cu 6 prieteni în jurul meu. Înainte să întreb pe absolut oricine cum a fost, am sunat-o pe mama. Cu ușoare emoții, deși știam că n-am de ce să le am, am sunat-o și era, ai fost mai cu minte decât mă așteptam, mamă, dar ai avut emoții de n-ai dat mai mult. De... Ce frumos! Da, ce mod frumos de a te încuraja în ceea ce ai făcut. Și ea era, eu am luat chestia asta ca pe o joacă, pentru că, repet, încă mă consider un copil, încă n-am o direcție, încă... Dai că se iau unde asta un pic. Te rog. Să am obiceiul de a strica machiajul fetelor, chiar dacă e foarte drăguț. Este absolut normal, stai liniște, te înțelegem. E perioada destul de scurtă de când s-a întâmplat nefericitul eveniment. Da, și am... asta spuneam, mama credea că o să mergi mai departe, o să câștigi, o să... Zic, băi, am să văd dacă pot în niciun caz să câștig sau ceva. Și la 3 zile distanță, practic de Sfântul Gheorghe, când era ziua ei, m-au sunat cei de la Iumor că sunt în semifinală și să pregătesc numărul. Și asta cumva m-a motivat foarte tare, știind că ea și-ar fi dorit să fac asta. Am zis, dacă într-adevăr sunt puternică, cam ăsta e momentul. Și am încercat pentru ea să dau și mai mult și să nu fiu slabă cum sunt acum. Mai pe românești. Și cred că... Da, Ștefania, la cred unul din momentele tale, tu ai povestit că ești foarte fericită că ai încă 2 părinți. Data trecută când ai fost aici, îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă ai 2 părinți. Da, mă referam la valul de hate pe care îl stârnisem în momentul ăla și spuneam că pe mine nu mă deranjează, sunt mega obișnuită și în schimb pe părinții mei, pentru că slavă Domnului încă am 2 părinți, ăsta este citatul, îi doare fiecare cuvânt urât. Așa este. Acum ai mai rămas doar cu un părinte. Care, și... din păcate, a suferit un șoc în momentul în care mama s-a stins. Și care cred că și dacă m-ar jigni cineva în momentul ăsta, el n-ar realiza. N-ar realiza. A fost diagnosticat cu demență. O să te rog să ne...